Numărul îmbolnăvirilor de la nivelul județului Buzău a ajuns la peste 2600 de la începutul pandemiei. În ultimele 24 de ore, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 16 cazuri noi de SARS-CoV-2. În continuare, sunt zeci de buzoieni infectați nevoiți să stea acasă în izolare pentru că nu au un loc de internare în unitățile medicale. 2609 persoane au fost confirmate pozitiv COVID-19 de la începutul pandemiei. Dintre acestea, 2190 22 au fost declarate vindecate și 95 au decedat. Numărul persoanelor aflate în carantină la domiciliu este de 223 și 182 de persoane se află în izolare la domiciliu. Conform datelor Direcției Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore în județul Buzău au mai fost confirmate 16 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pacienții au vârste cuprinse între 19 și 65 de ani. Întrucât la acest moment în județul Buzău toate paturile destinate internării acestei categorii de pacienți sunt ocupate, 49 de persoane confirmate pozitiv asimptomatice sau cu simptomatologie ușoară se află în izolare la domiciliu. Printre noii pacienți se numără două polițiste de la serviciul cazier al IPJ Buzău și o asistentă medicală de pe secția chirurgie plastică a Spitalului Județean de Urgență Buzău.